foarte lungă din noi sol. Ia să-i fac eu șaua verde. Așa. Facem șaua. Uite așa. Știi ce înseamnă șaua verde la cai? Ce? Înseamnă că este un cal foarte norocos. Eu zic că i-am făcut oas. Cale se pune la gază. Și dacă faci verde cu portocaliu, înseamnă că este și mai norocos căluțul. Și găsește mere peste tot să pape. Asta înseamnă. Este o superstiție. Știi ce înseamnă aia superstiție? Da. Atunci când crezi ceva ce o să se întâmple în viitor și uneori se întâmplă și crezi că din cauza ta. Și zici că ai crezut în treaba aia și de aia s-a întâmplat. Unii cred, alții nu cred. Nu? Nu, dar sunt persoane care cred în superstiții. Adică își ghicesc singur viitorul. Ce culoare să-i fac copitele? Le facem gri. Știi ce e aia copită? Marc? Ce? Copita e un fel de unghie. E unghia calului. Și are unghiile foarte mari calul. El practic merge pe unghii. Știi? Adică calul tău? Nu. Și știi ce s-alea nări? Nări. Tu ai nări? Nu pute la nări. Nu. Dar știi ce sunt nările? Zi. Știi? Nu. Sunt niște găurele la nas. Și ce se întâmplă pe nări? Pe nări, pe acolo respirăm, tragem aer în piept. Pe nări. Și știi de ce are calul coadă? De ce? Ia zi, de ce crezi că are coadă? Tu ce părere ai? Are coadă ca să gonească musculițele și albinele care îl ciupesc și ca să îl ajute când fuge. Eu ce-am făcut? Ce ai făcut? Un rocaul aici. Da. Vezi? Da. Ce culoare vrei să-i faci la căluț? Părul. Părul la căluț. Îl fac galben. Îl fac un cal blond. Ce înseamnă părul blond? Înseamnă că este galben. V-ați prins. Tu cum ai părul, Marc? Blond. Și aici căluțul unde stă? Stă într-o apă. Deci aici este o apă sub el. Tu. Nu, e de iarbă. Nu, asta e o baltă de apă. A plouat afară și s-au făcut bălți de apă. Ce părere ai? Crezi că în balta asta sunt și pești? Nu. De ce? De ce nu sunt pești aici? Că n-a plouat și n-a venit. Că nu plouă cu pești. Nu plouă cu pești, bineînțeles. Că n-au venit ploaie cu pește. Ai dreptate. Dar știi că se întâmplă câteodată să plouă cu broaște? Nu. Așa, cică, nici eu nu cred. Dar așa, cică, s-a întâmplat să plouă cu creveți, cu broscuțe, cu țânțari. Cu mai multe animăluțe mici. Se întâmplă foarte rar. Îți am făcut o coadă pe ca. Da, foarte frumoasă e desenat. Și? Lungă. Știi ce sunt bulinuțele astea la flori aici? Oare fi gaul ros? Marc, știi ce sunt bulinuțele astea aici? Ia uite-te. Aici. Mă auzi? Cucu. Uai, aici culoare. Cucu. Aici. Știi ce sunt bulinuțele astea aici? Ce?
Ia uite-te, te uiți? Aici, astea. Ce? La floricică. Ce? Se numesc stamine. Știi ce sunt alea? Și ce fac găulă? Știi ce sunt staminele? Ce? Sunt semințe de floare și ele, când bate vântul, ele zboară din floricică de aici și le duce vântul departe, departe, pe câmp, în pădure și cad pe pământ și din staminele astea ies alte floricele și tot așa. Da! Hai să închidem! Pa, pa!